Teatrul Național Radiofonic prezintă Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. În distribuție Octavian Cotescu, Dumitru Furdui, Vasilica Tastaman, Marin Moraru. Noroc. Noroc. Nu e rău. Da. Nu ești băutor. Nu sunt. N-ai niciun viciu. E un păcat. E trist. Viciu înveselește. Vinul înveselește. Vinul nu-i viciu. E, poate fi. Aroma unei cafele, fumul de țigară. E, o țigară bună câteodată, da. Femeia înveselește. Femeia e un viciu? Nu. Păi, cred că nu. Ești un idealist. Exagerez. Păi, de ce n-ai fi? N-am forța necesară, Manole. Te cunoști? Nu. Nu-mi fac iluzii despre nimeni, despre nimic, cu atât mai puțin despre mine. Dacă asta înseamnă a te cunoaște... Despre tine cred că nu-ți faci nicio iluzie, din potrivă. Adică ce vrei să spui? Dar pe alții ridici pe socru, mai mult decât merită. E, nu-mi plac bârfe. Da? Ei, atunci mă opresc. Dacă n-ai nimic împotrivă... Ei bine, totuși, uite că avem pe cine bârfi. Pe cine? Pe tine, firule. Ah. Îmi dai voie? E, pe mine, da. Bârfește-mă cât poftești. Păi vezi, aici vreau să ajung. Unde? Uite aici, nu dai doi bani pe tine, e adevărat? Doi bani? Dau. Bine, dar asta e puțin. Mi-ai promis că ai să mă bârfești, Manole, văd că vrei să mă laud. În proprii tăi ochi tu nu valorezi nimic. E, chiar nimic, nimic nu. Destul de puțin, în orice caz. E, îmi pare rău. Pentru ce? Pentru tine, noroc. Noroc. Da... Mie, să știi, nu merge prea prost. Dar nici prea bine. După puteri. Eu mă mulțumesc cu puțin. Uite aici. E foarte plăcut, nu? Ce ne-ar folosi dacă am fi în altă parte, într-un local de lux? Vinul e bun, vom asculta puțin în muzică. Nu vom dansa. N-avem cu cine. Dar conversația cu tine mi-e agreabilă. Mă simt bine. Câteva clipe în care mă simt bine. Îți sunt recunoscător. Ești înduioș, actor. Poate. Și puțin caragios. Precis. Două calități care mă fac să țin la tine. Și eu țin la tine. Sper că nu ne-am îmbătat. Încă nu. Ai de gând? La noroc. Nu ești îndrăzneț. Am nevoie de îndrăzneală ca să mă îmbăt? Ai nevoie de îndrăzneală ca să răzbești. Am răzbit. Da, dar până unde? Până aici. Unde sunt? Alergător de cursă scurtă. Pui prea multă patimă, Manole, parcă ar fi vorba de tine. Apără un principiu, fiecăruia ce îi se cuvine, după merit. Ar fi prea frumos. Dar nici de cum ar fi obișnuit, normal. Uite, când te văd pe tine umilit, demnitatea mea e jignită. Dar cine mă umilește? Cum cine? Șeful? Colegii? Noroc. Noroc. Iartă-mă. N-am ce să-ți iert. Răspuns eu prea direct. Nu aștept menajamente de nicăieri, nici răsfăț. Ce-o spun numai ție la ureche. Ești revoltător. Nu deranjez pe nimeni. Te lași deranjat. Dacă mă las, înseamnă că nu sunt deranjat. N-ai tăria să opui rezistență. Oamenii nu sunt lupi. Sunt și lupi printre oameni. Nu sunt obligat să urlu și eu cu ei. Ești obligat să te aperi. Dar ce mă obligă? Sau cine? Speranțele tale. Tu însuți. Eu însumi. Sunt înzestrat din fericire cu un mult prea ascuțit simț al ridicolului. Așadar, ți-e teamă să nu cazi în ridicol. Ce găsești ridicol la tine? La mine nimic. Aha, deci la alții găsești. Și nu vrei să le semeni. Dar asta nu mai e modestie, dragul meu. Asta e de-a dreptul... Orgoliu. Și ce găsești ridicol la ceilalți? Mai presus de orice, suficiența. Mulțumirea de sine. Uite, eu am ceva ridicol. Ai. Ce?
un plus de combativitate peste necesar. Da? E, în ordine. Te-ai supărat? Deloc, noroc. Noroc. Deci, de fapt, tu nu ești modest. În tăcerea ta se ascunde un sâmbure de dispreț la adresa tuturor. Dispreț? Nu, prea mult spus. Stau între cei patru pereți ai mei și observ. Ar trebui să ne fie frică de tine, da? Nu ne e. Nici mie de nimeni, să știi. Deci, pur și simplu, nu existăm pentru tine. Iar exagerezi, dragă. Tu, de pildă... Ții la mine, știu. Și tu la mine, știu. N-ai niciun ideal, nicio năzuință? Am. Care? Să resping eroarea și să rezist amăgirilor. Complicat. Ți se pare? Așadar, tu nu poți fi jignit. Ei, nu-mi ping orgoliu până la nesimțire. Te-ai simțit jignit vreodată în viața ta? Era să fiu. O singură dată? Și atunci, fapt neconsumat, nu? Da. Și când s-a petrecut, mă rog, această întâmplare extraordinară din viața ta, în care era cât paci să fii și tu odată jignit? Am iubit o femeie. Tu? Eu. Continuă. În urmă cu... În fine, e mult de atunci. Iar acum sunt încă destul de tânăr. Eram aproape un adolescent. Ești și cochet. Ești un disimulat, dragul meu. În seara asta te descoper. Poate că tocmai în seara asta sunt mai ascuns în fața ta ca și în fața oricui decât oricând altădată. De ce ai fost îndrăgostit de o femeie? La grațiile căreia nici nu cutezam să aspir. Și ți-a căzut în brațe mai repede decât te așteptai. Ești grăbit, ca să nu spun superficial. Nu mi-a căzut niciodată în brațe. Nu pentru că nu i-am spus că o iubesc. Ar fi fost trufie din partea mea să-mi închipui una ca asta. Dar pur și simplu nu mi-ar fi căzut niciodată în brațe mie. Era inaccesibil. Uite, dacă nu te oprești și mai continui tot pe coarda asta, să știi că mă prăpădesc de râs. Era inaccesibilă. Mă rog, fie și așa. Deci ai iubit-o și ai suferit în tăcere, ca în cele mai proaste romane sentimentale. Pentru ce în tăcere? O mai iubea și un al doilea. Un prieten. Un cunoscut. Lucrurile se complică. Aștept intriga. Un prăpădit, un tărie brâun. Ăla, dacă până și eu îl găseam mult mai prejos decât mine, țin chipul. Ei bine, ăla avea îndrăzneala să o iubească. V-ați bătut? Nu, ne-am retras. Și eu și el. Intenții, intenții, domnule. Vreau fapte, pricepi? Fapte n-au fost, cel puțin din partea mea. Ne-am retras amândoi, dar fiecare altfel. El dezonorat, eu triumfător. El a avut îndrăzneala să-i declare dragoste. Și ea i-a râs în nas. Evident. Dacă mi-ar fi râs mie în nas, m-aș fi omorât. El a continuat să trăiască. Ai preferat să nu-i spui ca să nu fii respins? Da. Și de atunci, de la pățanea caragiosului ălea, m-am jurat să nu cad niciodată în ridicol. Adică să mă prețuiesc exact la justa mea valoare. Să nu îndrăzesc niciodată mai sus decât merit, mai sus decât mi se cuvine, mai sus decât sunt capabil să zbor. Tu zbori? Uneori da. Era frumoasă? O întrebare la care nu mai pot răspunde. Ai mai văzut-o? Nu. Ți-a fost dor de ea? Tot timpul, de când mă știu. Mă usuc de dor. Vrei să-mi ies din piele? N-am cum. Dacă ai fi gândit-o și tu cum am gândit-o eu... Nici nu știi ce mai face? Știu. Ce faci? Unde e? Ce s-a întâmplat cu ea? Acum, în clipa asta? Ei, nu te-am întrebat ce face acum, așa, în general. Acum, în clipa asta, e aici. Aici? Unde? La masa de alături. Cum? Ea? Da. Și cine-i tipul? El. El? Celălalt? Da. Prăpăditul? Nu sunt mai puțin surprins decât tine. Să rămână, Elsa. Poftim? Să rămână. Nu vă cunosc. Nu sunteți...
Nu ești Elza? Sunt Elza, dar nu pentru dumneavoastră. V-am spus că nu vă cunosc. Și tu? Cine mă? Și dumneavoastră, nu sunteți Tase? Sunt Tase, dar nu pentru dumneata. Ciudat, știți? Ce găsești ciudat, domnule? Extraordinar, nu. Ce se petrece în localul ăsta. Te-a poftit cineva la masa noastră? Ei. Vrei să chemi ospătarul? Și, în definitiv, de unde știi dumneata cum ne cheamă pe noi? Am ghicit. Ha! A ghicit. Ne mai pomeni, ce lipsă de civilizație. Du-te, domnule, la masa dumitale, nu te mai lega de oameni. Mă duc. E posibil, vine la masa, nu ne cunoscută. Te-a pus la punct? M-a pus. Nu erau ei. Nu. A fost o confuzie. Să plătim și să plecăm. Încă nu. Ce mai ai de gând? Mă mai duc o dată. Cum? Iar ai venit? Vă cer scuze. Le primim. Le primim. De fapt, mă așteptam la ele. Vă așteptați? Da. Dumneata pare un om fin, un om bine crescut. Vă mulțumesc. Îmi dați voie să mă retrag? Nu, deloc. Dimpotrivă. Vă invit la masa noastră. Nu Tase? E întotdeauna plăcut să cunoști oameni bine crescuți. Sigur, dar cum să nu? Da, vă mulțumesc, dar știți, eu nu sunt singur. Nu te voi obliga să comiți o impolitețe. Invită-l în numele nostru și pe prietenul dumitale. Cu plăcere. Cine e ăsta? Nu știu. Ce-ți veni să-l inviți? Un capriciu. Ești prea rezultat, o să ne coste, să vezi. Ne-ai invitat. Cum? Ce spui? Ce-ai auzit? Ne-ai invitat. Te-ai invitat, poate? Nu, pe amândoi. Interesant. Doamna e dornică de o aventură. Pe care dintre noi îl preferă? Ei, nu o să ne batem noi pentru ea. Mai ales că tu știi să te retragi la timp, înainte de a fi ridicol. Da. Hai. Vă rog să faceți cunoștință. Prietenul meu, Manole. Da. Da. În patru e mai puțin plictisitor. Depinde. Asta spun și eu, depinde. În orice caz e o seară care îndeamnă la plictiseală. Sper să nu ne plictisim împreună. Vom face tot ce ne va sta în putință să vă fim agreabili. Dumneata, da. Ești întotdeauna atât de tăcut? Nu, nu întotdeauna. Deci ai acum un motiv? Nu, adică da. Te-ai intimidat invitația mea? Nu, adică da, oricum m-a surprins. De ce? E greu de răspuns. Pentru că m-ai văzut însoțită. E soțul meu. Ba nu ia. Și trăim în a doua jumătate a secolului 20. Am dreptul să-mi aleg și eu cunoștințele. Ar însemna să-l împovăresc cu o răspundere în plus peste toate câte le are dacă i-aș cere să mi le aleagă el. Pe deasupra, noi suntem atât de singuri, atât de lipsiți de prieteni. Din vina mea, Elza. Nici dintre a mea. Ești tu prea pretențioasă, ca să nu mai vorbim. Și tu prea puțin selectiv, Tase. Eu nu pot spera să vă devin prieten. De ce nu? Dumneata, nu ești singur? Ba da. Vezi? Am ghicit. Ei, da. O prietenie presupune un timp mai îndelungat de cunoaștere. Evident. O anumită înrudire spirituală. E tocmai ce ne dorim. De unde știți că noi suntem cei căutați? De unde știți că nu? Deci, loterie. De ce nu? Îți displace? Nu. M-ar fi întristat dacă ți-ar fi displăcut loteria asta. Vă asumați un risc? Nu, numai eu. Noroc și bucuroși de cunoștință. Noroc. O dată pe săptămână, fix în seara asta, fix la ora asta, eu îmi scot nevasta la local. De aproape 8 ani. Când v-ați măritat, erați aproape un copil. Aproape. Și n-o spun din cochetărie. Se vede. 8 ani care parcă nici n-au trecut. Ne iubim cam prima zi. Exact, cam prima zi. Se vede. 8 ani de fericire. Ăsta-i cuvântul. Așa-i? Și știți care-i cauza? Care-i izvorul trăiniciei în căsnicia noastră? Știm. Care? V-ați luat rolul în serios. Așa-i. O protejați. Și încă cum? O răsfățați chiar. Ești uimitor, domnule, de la prima ochire și ți-ai dat seama? Și o respectați. Reciproc, dragul meu. La noi respectul e reciproc. Așa se cuvine. Într-un cuvânt, sunteți un adevărat bărbat. Oh, bine. Dar de ce vă mirați că toate astea le-am ghicit de la prima vedere? Nu v-am ghicit și numele? Exact. De unde, domnule? De unde? Vă las să ghiciți, e rândul dumneavoastră. Oh, suntem în plin mister, Elza, îți dai seama? Îmi dau seama. Ăsta-i cuvântul, mister. Să știți, în seara asta nu plecați aici până nu-mi spuneți de unde a știut cum le cheamă. Numai firul a știut. E, poate a fost o coincidență. Poate. Nu există coincidență. Eu sunt un om serios, domnule. Hai să zicem că s-a brodit numele uneia dintre noi, al ei sau al meu, amândouă. Asta e coincidență, asta e mistic.
fizicist, prea de tăzăvaș. Nu credeți în coincidențe? Nu. Nici în întâmplare? Nici. Nici în mister? Nu credeți că există mistere? Nu, 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 de o mie de ori, nu. Sunteți un om serios? Sunt, domnule. Aveți dreptate. În toate există o logică, în toate acționează o necesitate. Ce logică există în întâlnirea noastră de astă seară? Dacă nu întrevedem încă, rămâne să o descoperim. Ați spus-o de la început, vă plictiseați. Simplifici, dragă. Ce poate fi complicat aici? O viață de om e un lucru complicat. Poate că drumul vieții mele a dus dintotdeauna spre seara asta, așa, fără să știu. Ați citit Madame Bovary? Da, eu nu sunt Emma. În fiecare femeie există câte ceva din doamna Bovary. Dansați? Îmi dați voie? Bravo. Nu știu. Elsa dansează formidabil. O iubiți? O ador. Și ea vă iubește. Se vede? Cât de colo. Eu nu dansez. În închipuia. După ce? Din toată personalitatea dumneavoastră respiră seriozitatea. Și dansul trebuie să recunoști ceva în serios. Evident. Ea e tânără. Mă, va fi mereu tânără. Să bem pentru ea. Mulțumesc. Și să bem pentru dans. Pentru dans nu beau. Atunci să bem pentru prietenul meu, Firu. Asta da, bun, bucuros, e un băiat simpatic. E. Și dumneata ești, îmi dai voie să spun dumneata? De ce nu, sunt de acord să ne și tutuim. Nu, nu, încă nu, poate după Brudershaw. Vom bea și Brudershaw? De ce nu? Adevărat, de ce nu? Nu ești Elsa? Ba da. Și soțul dumneavoastră nu e Tase? Ba da. Și spui că nu mă cunoști? Nu. Așadar, m-ai uitat. Nu te-am uitat. Nu te-am cunoscut niciodată. Amintește-ți. Cât mi-aș aminti? Amintește-ți de adolescență, nu e mult de atunci. Oh, n-am uitat nimic din adolescența mea. Un băiat firav, timid. Care mă iubea. Exact. Nu, nu erai dumneata. Nu? Nu, altul. M-am schimbat atât de mult. Îți spun că nu erai dumneata. Dar te cheamă Elsa. Elsa. Și pe el? Da, sunt. Și semeleit. Coincidențe. Crezi în coincidențe? Și în întâmplare. Și. Și în mistere. Și. De o mie de ori, da. Dar în toate astea există o logică. Sunt convinsă. Ei, care e logica acestei coincidențe? Spune dumneata. Că trebuia să ne întâlnim aici, în seara asta, noi doi. Trebuia? Mai mult decât atât. Era o chestiune de viață și de moarte. Nu ești timid. Sunt. Da, se spune. De când aștept o partener? Ai fost prea năzuros. Da, am fost și sunt. Te-ai lipsit de multe bucurii? M-am lipsit de amăgiri. Seara asta nu e o amăgire? Doresc să nu fie. Cine ești tu? Acum nu mai știu cine sunt. A terminat? Din păcate. Oh, așa da. Bine pregătite. N-am fost atenți la muzică. N-am fost atenți la nimic. Acum ne despărțim. Dacă orchestra a tăcut. Până când? Cine știe. Doresc să te revăd. Dacă aș primi, ce-i crede despre mine? Că mă așteptai după 8 ani de fericire. Taci. Trebuie să ne întoarcem la masă. Hai. Stai. Nu mi-ai spus. Când? Mâine. Unde? La mine. O, scrie-mi adresa pe un bilet. Ce să crezi despre mine? Că sunt o ușuratică. Mă arunc în brațele primului venit. Ne vom iubi. O, sigur că da. Și o să fie frumos. Sper. Ești romantic. Ai observat? Așa repede? Nu-l iubești? Oh, nu. Dar de ce te-ai măritat cu el?
Îmi asigură liniștea. Și cam naivă. Și încă ce naiv. Nu ți-e teamă de el? Ba da, dar fără teamă, ce farme care avea întâlnirile cu tine. Da, o clipă, stai. Dăm de bănuit. Da, da, da. Dovedește-mi că nu ești tu. Dar n-am cum să-ți dovedesc. De fapt, nu mai am nevoie de nicio dovadă. Hai să mergem. Poftiți. Poftiți. Așa se obișnuiește? Da, când apare o doamnă la masă sau când se reîntoarce. Că trăiește omul în bat. Vă mulțumesc. Plăcerea ei și plăcerea mea. Oho. Nu vă mire? Nu, nu mă mai miră nimic. Tase, ai plătit? Nu vrei să plecăm? Da. Așa repede? Da, chiar acum. Dar abia o porniți. Ne oprim. Asta nu înseamnă că nu ne vom revedea. Ne vom revedea, precis. Uite și nici Brudershaft n-am băut. Exact, până nu bea Brudershaft cu tânsul nu plec de aici. Dar nu mai e vin. Comandăm. Nu, 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 beți altă dată. Da. E, cuvântul dumneavoastră e poruncă pentru noi. Deci în seara asta nu o să ne tutuim. Nu, fără Brudershaft nu se poate. Amânăm. Amânăm, dar să știți că... Săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici. Asta nu minte. Am memorie. Plecăm. Plecăm, da? Da, da. Mi-a făcut plăcere. La revedere. Să duc mâinile. Mai rămâneți? Da? Mai rămâne. Mai rămâne puțin. Nu ești Elza? Ba da, sunt Elza. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Ai dansat totuși. Da, neprevăzutul. Ce simplu. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne-am mutat de la o masă la alta și dintr-o dată viața ta a luat alt curs. De unde știi că a mea? Hai, lasă, 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 nu fii ipocrit. Bine, bine, nu sunt. V-ați fixat întâlnire? Ei, lasă asta. A fost o coincidență? O coincidență? Bizară. Chiar pe amândoi să-i cheme la fel și să semene. Da, bizară, dar plină de semnificație. Dar ce vezi tu semnificativ aici? Poveștile fiecăruia pot fi și ale tuturor. Cine știe cine a pierdut-o și a găsit-o ăsta, Tase ăsta? La asta mă gândeam și eu. Nu e exclus ca și povestea mea să fie avut același sfârșit. Poate că Elza pe care am iubit-o eu s-a căsătorit chiar cu Tase. Dacă el o fi fost mai îndrăzneț decât tine. Da, fost mai îndrăzneț. Poate că nici nu merită altceva decât ce are. Te rog, te rog. Adevărul e că stă între oameni o ceață care ne împiedică să ne vedem unul pe celălalt. Nu ne descoperim la timp și ne pierdem, ne îndepărtăm fiecare pe drumul lui, fără să ne mai regăsim vreodată. Ce ne împiedică? Orgoliu? Neîncrederea? Teama de necunoscut? O primă decepție? Ne-am aruncat în brațele primului venit sau ale primei venite și ne dăm seama târziu că suntem în eroare. Trăim vreme îndelungată alături de un om pe care îl iubim, poate că ne și sacrificăm pentru el și dintr-o dată descoperim că am împărțit același aer cu un străin. Sunt prea multe și mereu repetate istoriile astea ca să nu se fi născut neîncrederea. Dar câte șanse nu pierdem din cauza că nu riscăm? Da. Iată și reversul medalii. Cum să facem? Cum să ne descoperim la timp și să nu ne pierdem unul de celălalt? Și fericirea mea să fie la fel ca fericirea altuia, cea mult invidiată. Ești mort după ea. Ți-a luat timpul. Se vede? Te știam mut și acum rostești rade. Gândeai monosilabic și acum filozofezi. Ești pierdut, complet pierdut. Da. De data asta am îndrăznit. Am riscat. Și ai câștigat? Ba... Nenorocitul de mine. Am pierdut. Am pierdut tot. Ce ai pierdut? Biletul, frate. Am uitat să-i dau biletul. Ce bilet? Biletul cu adresa mea. Ce idiot sunt, ce idiot. Cum să mai regăsesc eu pe femeie? Ai uitat? Da. Păi săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici, în același local. Adevărat. Să bem. Noroc. Nu. N-am pentru ce să bem. Asta e fericire. Vax. Ești îngrozitor.
Sunt. Ai să te usuci. Cum mi-o fi norocul? Ce vrei să spui? Că fericirea nu e o femeie care se aruncă în brațele primului venit. Că fericirea adevărată cere să fie îndelung așteptată, asediată, cucerită. Că fericirea adevărată e răsplata celor răbdători. După nu? Cum vezi, resping eroarea. Rezist în fața amăgirii. Ești superficial. De unde știi că nu te-a așteptat tocmai pe tine? De unde știi că nu s-a îndrăgostit de tine într-o clipă, dar pentru o viață întreagă? Femeia întâlnită azi aici? Nu e, e cealaltă, imaginară. Imaginară? Poate, dacă vrei tu. A, ești un laș. Să visezi o nălucă e mai comod decât să te arunci în viața adevărată. O nălucă nu iese din tiparul ei, nu se răzvrătește niciodată, e supusă total ție. În schimb, o femeie adevărată, vie, ești un laș. Sunt. Un caragios. De acord. E bine, să admitem că nu e vorba de fericire. Să admitem că e vorba doar de o aventură. Aventurile îmi repugnă. Ori tot, ori nimic. Da, ori tot, ori nimic. Dar nu-l iubești. Mi-a și spus-o, ca să fiu avizat. Da, atunci de ce s-a măritat cu el? Păi, are o situație, îi asigură liniștea. Și între timp, ea își face de cap. Da, după cum vezi. Crezi că eu aș fi singurul cu care i-a pus coarne? Da, mi-e milă de el. Mie nu. De naiv nu trebuie să-ți fie milă. Atunci ce mai aștepți? Dă-i o lecție. Nu, 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 nu el merită lecția. Ea merită o lecție. Cum? Vinerea viitoare vor veni aici. Va fi sigur că voi fi și eu. Că am picat mort după ea. Ei bine, eu nu voi fi aici. Deci nu vii vineri? Nu. Joi, sâmbătă, da, dar vineri nu. El te va disprețui. Ca pe un prost căruia i-a căzut în mână și n-a știut ce să facă cu ea. Poate că se va disprețui. Te va crede un laș. Dimpotrivă, va descoperi că știu să rezist tentații. Și asta cere curaj enorm. Mai ales că am iubit-o ca pe nimeni alta. Și va simți indiferența mea. Chiar îți este indiferentă? Acum, după ce am descoperit-o, da. Te recunosc. Orgoliu o să te piardă. Dimpotrivă. Aștepți o mare iubire, nu? Da, aștept o mare iubire. Crezi că o vei întâlni? Sunt sigur. Eh, noroc. Noroc. Ați ascultat Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. Distribuția a fost următoarea: Manole, Octavian Cotescu; Firu, Dumitru Furdui; Elza, Vasilica Tastaman; Tase, Marin Moraru; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia muzicală, Livio Belegante; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Dan Cuicant.